Municipiul Iași va beneficia de o sală multifuncțională modernizată după regulile impuse de standardele europene. Edilul Mihai Chirica a prezentat proiectul realizat de proiectanții contractați de primărie pentru realizarea noii săli polivalente. Sala Regina Maria va dispune de circa 10.000 de locuri în tribune, fiind structurată pe 3 etaje. Sala va fi folosită în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi și va găzdui competiții de anvergură locală, regională, națională și internațională. Acest proiect este gândit în așa fel încât să înglobeze atât spațiile pentru spectatori, cât și vestiarele și spațiile pentru presă într-un singur corp, dispuse în jurul incintei de joc, urmând ca la subsol să funcționeze o a doua sală destinată exclusiv antrenamentelor. Sala polivalentă Regina Maria este gândită să găzduiască competiții de gimnastică, handbal, basket, volei și tenis. Sistemul audio-video va fi unul modern și performant, la fel ca pe marile arene europene. De asemenea, vor fi amenajate și locuri de parcare suficiente, conexiunea către sală urmând să fie asigurată și prin mijloacele de transport în comun. Săptămâna trecută la Gala Sportului Ieșean au fost făcute publice primele imagini despre viitoarea sală polivalentă din municipiul Iași și este foarte bine că actuala sală polivalentă nu mai corespunde cerințelor federațiilor sportive naționale și internaționale pentru a putea găzdui competiții importante din acest punct de vedere. Prin urmare, era imperios necesar să putem demara acest proiect. Am demarat încă de anul trecut procedura de contractare a proiectării. Durata acestui contract este de un an de zile, dar noi dorim ca acest lucru să se petreacă în cât mai scurt timp cu putință, pentru ca și în acest an, la jumătatea anului deja, să putem să avem acest proiect. Primele imagini au fost făcute publice săptămâna trecută. Ca date generale, dorim ca această sală de sport polivalentă să fie și să corespundă în conformitate cu cerințele federațiilor sportive, atât la nivel național cât și internațional, pentru a putea găzdui competiții de nivel internațional și la Iași, așa cum se întâmplă la București sau la Cluj. Mai mult decât atât, va beneficia și de o parcare generoasă, precum și de incinte pentru pregătirea sportivilor și antrenamente. Ne gândim la aproximativ 10.000 de locuri, dar mai multe detalii, atât în ceea ce privesc costurile, cât și dotările, vor reieși după ce va fi finalizată proiectarea, așa cum am contractat-o noi, și sperăm ca proiectul final să putem să-l avem cel mai devreme la jumătatea acestui an, pentru a putea identifica și o sursă de finanțare. Ne gândim noi, pe de o parte, să încercăm pe fonduri europene pe noul exercițiu bugetar pentru a putea cofinanța această sală de sport din fonduri nerambursabile. Pe de altă parte, avem și posibilitatea de a accesa fonduri guvernamentale prin Compania Națională de Investiții, dar nu excludem faptul că am putea intra într-un parteneriat cu o bancă la nivel internațional pentru a putea finanța acest proiect, pentru că Iașul, în calitatea sa de al doilea oraș al țării, are nevoie de o infrastructură sportivă care să se ridice la acest nivel.